Salutare, salutare, dragi prieteni, ce mai faceți? Iată-ne din nou împreună, nu uitați să dați un subscribe, să dați un like. Astăzi vom vorbi despre caracterizarea personajului Vitoria Lipan și vom avea ca reper eseul care se află în ghidul pentru bacalaureat, care poate fi regăsit în cadrul cursului pentru bacalaureat. Îl puteți accesa, da, din linkul din descriere. Acolo aveți toate eseurile în această manieră. Baltagul este un roman tradiționalist apărut în anul 1930 și o operă reprezentativă a lui Mihail Sadoveanu. Acesta, pentru a redacta acest roman, utilizează o suită de surse de inspirație, de sorginte populară. Dolca, Șalga, Miorița. Opera Baltagul, da, este construită, după cum spuneam, pe fondul unui univers arhaic autohton și se încadrează în tradiționalismul românesc interbelic. Desigur, putem poziționa și în perspectiva unui roman mitic, un roman cu caracter monografic, poveste de dragoste, o inițiere, adică foarte, foarte complex este acest roman. Vitoria Lipan este personajul principal al romanului, un personaj rotund, dinamic, care se individualizează progresiv pe parcursul acțiunii. Din punct de vedere social, este soția lui Nechifor Lipan, un oier renumit din Măgura Tarcăului. Ea este o femeie fidelă, delicată, dar în momentul în care trebuie să comită dreptate, atunci nu iartă. Din punct de vedere psihologic, este prezentat într-un drum labirintic care o să aibă efecte majore asupra conștiinței sale. Iar moral, Vitoria este iubitoare, blândă, bună, credincioasă. O trăsătură de caracter a Vitoriei o reprezintă inteligența nativă, da, inteligența moștenită, să zic așa. O secvență care să ilustreze această inteligență nativă, reprezintă chiar momentul de la final, când ea deduce cine sunt ucigașii soțului ei. Ea disimulează, face pe neștiutoarea, pentru a putea obține informații de la Cuțui și Calistrat Bogza, încrezându-se în divinitate, Vitoria cumva deduce, ea relatează, da, cu lux de amănunte tot ceea ce s-a întâmplat. Iar o altă secvență reprezintă modul în care ea înțelege natura. Ne amintim acea secvență când cocoșul cântă cu spatele la foc și cu fața înspre moarte, înspre poartă, sau acea secvență în care visează pe Nechifor Lipan călare pe cal, traversând o revărsare de ape, la cerul care se face roșu în momentul în care pleacă. Da? Ea înțelege natura, înțelege semnele și știe că soțul i-a pățit ceva. Iar această călătorie este mai mult una de refacere a unui echilibru primordial. Ca element de structură, un element de structură, îl identificăm ca fiind modalitatea de caracterizare a personajului. Caracterizarea directă este realizată de către narator, chiar la începutul romanului, dar o descrie cu ochi căprii, da? Stând și torcând, da? Privind în zare. Știm că era împreună cu Nechifor de mai bine 20 și ceva de ani și că îl iubea. Da, apoi avem acest portret. Vitoria era o femeie frumoasă, cu ochii căprui, apri și încă tineri, care erau duși departe. Hărnicia și sprinteneala personajului reiese în următoarea sintagmă, înaintea sprintenă. Apoi, din punct de vedere indirect, faptele sale demonstrează că Vitoria are o serie de calități extraordinare, precum dominanța, cumpătarea, răbdarea, spiritul justițiar. Iar din punct de vedere fizic, da, ea avea o forță care depășea strict feminitatea. Ne spune naratorul, călărește bărbătește pe calul din frunte. Iar un alt element compozițional reprezintă perspectiva narrativă. Aceasta este una caracterizată de obiectivitate, naratorul fiind heterodiegetic, dar la final naratorul este înlocuit de către Vitoria, care reconstituie scena crimei cu scopul de a identifica răufăcătorii.
Perpesicius, marele critic literar, ne spunea că Vitoria reprezintă eposul popular a ritualurilor străvechi cu iz de epopee existențială. Este o veritabilă păstrătoare a tradiției, un remarcabil pion al spiritului justițiar. Vitoria este și va fi o expresă vie într-o lume în care modernitatea aduce oarecare decadență.